A început goana după legumele de toamnă, iar în piețele din Cernavodă e forfotă mare. Gogoșarii, conopida, ardeii, roșiile, castraveții și varza sunt la mare căutare. Pentru că nu peste mult timp anotimpul recele va bate la ușă, gospodinele trudesc din greu pentru a-și face provizii. Gogoșar, ciușcă, câteva verișoare și atât. Altă dată venim luăm mai mult. Am avut până acum castraveți. Gogoșare acum să luăm. Vine. Asta era. Vinete am făcut, am pus și vinete. Zacuscă faceți sau doar gogoșari murați? Nu, ca am făcut, dar acum nu mai fac că sunt singură. Nu mai vreau să fac depozit. Ce ați cumpărat sau ce vreți să cumpărați? Numai acum deocamdată să vedem cum mai e prețurile. Chiar dacă tarabele sunt pline, comercianții nu se îndură să lase din preț, mai ales că producția din acest an a fost mică din cauza ploilor abundente. Roșiile se vând, că, dar nu mai sunt, fiindcă a fost un an așa capricios prost. Gogoșar, ardei gras, capia, vinete, varză și tot ce are omul nevoie, ardei, iute, pătrânjel. Cu prețuri mici sau mari, gospodinele fac cum fac și își pun câte ceva în cămară ca să aibă ce scoată pe masă și în sezonul rece. Aglomerația în piețele din Cernavodă va mai continua cel puțin câteva săptămâni, când vedete pe tarabe vor fi murăturile.